Un minor în vârstă de 12 ani, aflat în plasament la o familie din satul Roșcani, comuna Dobra, a plecat de la domiciliu în dimineața zilei de joi și nu s-a mai întors. Poliția a fost imediat anunțată de către asistentul maternal, care le-a spus oamenilor legii că băiatul a plecat cu bicicleta și imediat peste 50 de polițiști au început căutările. După câteva ore de la dispariție, oamenii legii l-au depistat pe minor în trafic pe raza comunei Pui. Băiatul a parcurs pe bicicletă peste 100 de kilometri în încercarea de a ajunge la locuința bunicului său din Lupeni. Obosit de drum, minorul a fost preluat de către polițiști care, după ce l-au servit cu sandvișuri și apă, l-au audiat, stabilind că nu a fost victima vreunei agresiuni pe durata absenței voluntare de la domiciliu. Ulterior, minorul a fost preluat de către reprezentanții DGASPC Hunedoara. La activitățile desfășurate pentru găsirea minorului au participat peste 50 de polițiști din cadrul structurilor operative, dar și un ofițer psiholog, polițiștii biroului siguranță școlară și cei ai structurilor de suport. A declarat comisar șef Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.